cât mai valorează la bursă lingăul de aur? Fiecare om are un preț, al meu e mare. La momentul respectiv, când eram un puș naiv, ziceam că 1 milion de euro și scap de mine. Acum s-a scumpit lucrarea. Dacă e să ne luăm după Radu Banciu, pe când era tânăr, domnul Ciutacu era sclav pentru târnătorul la securitate Dan Voiculescu. Da, bre, marele justițiar Ciutacu lucra pentru Nena ala de ne-a dat o țeapă de peste 60 de milioane de euro și care, pentru furăciunile făcute, a făcut și pușcării. Pe atunci, băietul avea prețul de 1 milion și scăpai de el, adică de anchete, așa am priceput noi. Sigur că există și alte interpretări, deși oricât deslinos ar fi și pare că omul e, cred că e mai ușor să sun la poliție să scap de avansurile lui romantice decât să-i dai 1 milion. Pentru calitățile jurnalistice deosebite, a fost apoi curtat și de alte televiziuni de prestări, adică de prestigiu. Cum ar fi cea lui Vântu, turnător la securitate, pușcăriaș mafiot, sau Ghiță, un alt inventator de realități alternative care duhnește turnătorie și care ar fi în pușcărie dacă nu ar fi fost scăpat de servicii, și de Elan, și el mafiot și fugar. Ghiță a plătit cel mai bine și Ciutacu lucrează acum pentru el. Toate haznalele oamenilor menționați anterior sunt faimoase pentru calitatea jurnaliștilor, selectați, mai ales pentru integritatea lor jurnalistică. Eu am băgat primele golănii pe post. Poate nu era clar cam cum se vede Victor Ciutacu. Ambiția lui e să fie un golan, un șmecher, un sile cămătar al jurnaliștilor de televiziune de știre, am vrut să zic. Într-o lume normală, declarația asta cu prețul lui de 1 milion când era tânăr ar fi fost sfârșitul oricărei cariere în jurnalism. Că etica profesională nu-l preocupă pe domnul Ciutacu știam de mult, dar faptul că nici măcar de aparențe nu se mai sinchisește arată o lipsă enormă de respect pentru amețiții care pun botul la burelile lui de la România TV. Aroganța, lipsa de empatie, agresivitatea, narcisismul, grandomania sunt câteva comportamente din sfera sociopatiei sau comportamente de golan genial, cum ar prefera domnul Ciutacu. Sunteți la Starea Neinternaților, cu mine, Valeriu Nicolae. Hai să vedem câteva păreri despre Victor Ciutacu venite de la colegii de breaslă. Radu Banciu e primul. Vreau să-ți mai reamintesc un lucru. Tu nu poți să vorbești despre mine pe postul de televiziune că nu te lasă Felix, da? Deci tu ești un sclav. Că dacă nu te lasă Felix, tu stai acolo și latri toată ziua. Te nu primezi lecții de jurnalist de la un mocofan. Asta după ce l-a făcut analfabet, indirect cretin și apoi pe față retardat. Partea cu sclavul a fost confirmată indirect de genialul Ciutacu. Amâni o dezvăluire pentru că, spre exemplu, contravine intereselor comerciale ale postului la care lucrezi. Ajungi să ridici ode, ceea ce mi-e foarte greu să fac, unor persoane în care nu crezi. Poate nu e clar, dar amânarea, un eufemism pentru nedifuzarea unor dezvăluiri, pentru că nu era în interesul celor care îl plăteau, este orice, dar nu jurnalism. Sigur că amânarea poate fi folosită ca instrument de șantaj, dar asta o fac cămătarii, Brenea Ciutacu, nu jurnaliștii. Dar stați că, de fapt, băiatul are niște referințe bune, sunt eu răutăcios. Sorina Matei spunea despre el că e un jeguman, unul care pupă în cur infractori și linge pușcăriabilii, cu bani sau putere, un aruncător de rahat și lături în oricine i-a stat în cale, un om construit să fie o hazna, un lingău perfect, un mahalagiu și fustangiu de cea mai joasă speță. Nistorescu spunea că, în opinia lui, Ciutacu e un râgâit cu pretenții, unul cu o gândire primitivă. CTP-ul, cel care a fost șef lui Ciutacu aproape 3 ani, îl considera un cretinet. Traian Berbeceanu spunea despre Ciutacu că e un vagabond, un prostituat care face pe jurnalistul și care strigă să moară securitatea din curtea securității de la o mizerie de emisiune. Adevărați interlopi, aia care îți lasă ție plata pe noptier, au fost condamnați la angrei de pușcărie. Iar tu, damă tristă și urâtă, ai continuat să-ți încasezi imbria din banii ciordiți de vremelnicii tăi clienți interlopi. Hai, sictir, secătură! Am cules și niște descrieri date de politicieni. Băsescu, de exemplu, spunea că e un tonomat pe euro. Eu v-aș invita să nu mai luați impozite, că stați pe banii mei. Atunci v-aș ruga dumneavoastră să plătiți salariile, pensiile și alocațiile sociale ale statului. Când o să mă hotărăsc, o să o fac. Vă doresc o seară plăcută. Ciucu spune că e un mare jeg acest ziarist. Ciutacu reprezintă ce este mai oribil în presa românească. Fiind oameni invidioși pe genialitatea, dar și pe golăneala domnului Ciutacu, nu ar fi corect să ne uităm doar la dușmani. Până la urmă, oamenii cu care te înconjori sunt de fapt oglinda ta. Deci, hai să ne uităm și la gașca dânsului de prieteni.
evident, și cred că se vede asta, cele mai bune relații le-am cu PSD-iști. Eu am prins vremurile de aur, ca să spun, ale PSD-ului, cu aia grei, cu Hrebenciuc, cu Cosmâncă, cu Adrian Năstase, și numai Dumnezeu știe câte seri și nopți mi-am petrecut pe strada Paris, la fostul sediu al PSD, la delegațiile permanente ale PSD. Evident, cu oamenii ăștia, lucrând în timp, am legat niște relații, pur și simplu umane, cu unii dintre ei de amiciție, cu alții de prietenie, cu o a treia categorie pur și simplu de colaborare. Și am lucrat cel mai bine cu ei și soarta a făcut ca prima dată când am devenit consilier de ministru să fiu într-un guvern PSD. Prieten cu Hrebenciuc, celebru martir român care a făcut pușcărie pentru cinste. Hrebenciuc, da, că poate vă mirați de ce Bănuța Dudeanu, amanta fiului lui Hrebenciuc, pare invitată permanent la Ciutacu. Acum, sincer vorbind, pe ăștia doi chiar i-aș putea vedea prieteni și în lipsa fiului roșu care îi leagă. Cred că au lucruri în comun, cum e necesar în orice prietenie. Spre exemplu, lipsa de valori, de jenă sau de bun simț, caracterul de mahala, narcisismul, egopatia, ideile delirante. Of, hai că iar o dau un diagnostic. Alt prieten ar fi domnul Cosmâncă. Cosmâncă cel de aur, care a fost în timpul lui Ceaușescu șeful de cadre a celui mai important mecanism de conducere comunist. Practic, Cosmâncă a fost șeful celor mai importanți oameni ai securității. În 2007, Ciutacu lingea obscen în dos pe Octav Cosmâncă într-un articol de o slinoșenie absolută. Cosmâncă e prezentat ca fosta mână de fier, un om care izbește fără milă în incompetenți și parveniți, un patriot adevărat, un om care a suferit o dramă și care totul se sacrifică pentru binele nostru, mă! Un viitor scriitor al unui roman fluviu. Cosmâncă spune în articol că singurul motiv pentru care a ieșit din 1000 de zile de tăcere, da mă, că suntem în banc prost cu bazme arabe, este respectul pentru adevăr și Ciutacu. Adrian Năstase, și el pușcăriaș ca și Hrebenciuc, fost ginerea doi miniștri comuniști, unul dintre cei mai destoinici oameni securitici, pardon, politici, pe care i-a dat România. Stați totuși că nu toți PSD-iștii sunt prietenii lui Ciutacu. Ioan Rus, unul dintre șefii PSD-ului, spunea despre Ciutacu: la televizor sunt agățați niște nemernici care nu știu despre ce vorbesc, fel de fel de ciuvii și ciutaci și alte animale de acest tip. Noi nu credem așa ceva. Golanul genial nu are cum. E drept că lucrează indirect pentru un mafios și a lucrat în trecut pentru o grămadă de mafios, dar nu. Nu! Ciutacu este un etalon al deontologiei jurnalistice. Căci cum s-ar justifica numărul enorm de oameni politici hoțonești care se duc la emisiunile lui? Un om cult și vertical, că vertical poți să fii și în genunchi. Ciutacu e clar și iubitor de artă. Strigă cu mine, strigă cu mine, te iubesc! Aici era cu Vali Vigelie, coleg de școală de șofer cu piedone. Poate au stat un martor unul pentru celălalt în timp ce le era emis permisul de conducere la fabrica aia de permise false. Vali Vigelie, preferatul interlopilor, acel Vali Vigelie. Aici cu Lazarus, actualmente o parlamentar în... Can, Ciolane, Can, fost vidajor, șef la OTV, jurnalist, bă, jurnalist. La Constanța, la Mangalia, sau la București, spune-mi unde ești. Am avut bucuria să îmbrățișez această apreciere pentru domnul Victor Ciutacu și i-am oferit cea mai înaltă distinție, crucea Sfântului Apostol Andrei, să-i dea Dumnezeu mai departe sănătate, înțelepciune, să apere adevărul, credința și demnitatea românilor. A zvomat un pic, nu? Deci turnătorul la securitate Teodosie, preavărsătorul de tâmpenii Teodosie, șpăgarul Teodosie, l-a decorat cu cea mai mare distinție ortodoxă pe care o putea da el, pe Ciutacu, mă. Brenesonatule, matale, știi că Ciutacu a zis de zeci de ori că el e evreu, da? Mă, și cum să dai nemernicia asta de video în care Ciutacu pare că e venirea lui Mesia? De astea sunt minori, mă, Ciolacu și cu Ciucă. A venit taxul mare Iohannis și a pus pe acolo de genunchi. Sunt doi oameni politici majori, șefii principalilor două partide care trebuie să candideze la președinție. Și a chemat taxul mare și le-a zis: buclez, mă! Înconjurat de oameni de calitate. Ponta, un plagiator, prieten cu refugiatul Ghiță, cel care îl plătește și pe el și pe Ciutacu. Palada, un sondarist condamnat pentru violență despre care vom avea un episod aici la noi. Dar să o luăm cu începutul. Tatălui Ciutacu a studiat la o facultate în Rusia. Sigur că Ciutacu spune ca și cum asta ar fi o chestie de mere și nu ar avea vreo legătură cu securitatea, deși recunoaște că tatăl domniei sale informa securitatea ca orice cetățean care călătorea în străinătate.
orice cetățean care călătorea în străinătate? Îmi sună doar mie cât se poate de tras de păr? Cum adică orice cetățean? Avea oricine ocazia să studieze în Rusia în timpul comunismului și nu doar cei mai disciplinați și turnători membri ai Partidului Comunist? E drept și că a fost șef la o întreprindere din Sinaia, extrem de bine penetrată de securitate. Dar, desigur, în cazul Taxu e vorba doar de meritocrație. În 1993 se angajează la ziarul Meridian ca jurnalist sportiv. Ziarul s-a desfințat, deși în anii aia presa bubuia și orice fițuică făcea profit. S-a desfințat probabil pentru că scria Ciutacu prea bine. Nu știm cum de a fost angajat la ziarul sportiv, dar știm sigur că în 1995 este angajat la Curierul Național pe pile, după cum mărturisește chiar el. Zice, Puștule, ai două variante. Zice, să faci o perioadă de probă și zice, da, care sunt variantele? Zice, economic sau politic. Și m-am uitat la el cu ochii lungi și am zis, habar n-am nici de una, nici de alta. Cel cu care vorbea el era Valentin Păunescu, proprietarul ziarului, la care ajunsese printr-o relație de familie. Valentin Păunescu era fratele celebrului om de afaceri și fost ofițer de securitate, George Păunescu, al cărui fiu este unul dintre patronii de la B1 TV. Frații Păunescu sunt unii dintre oamenii cei mai legați de falimentarea de către foștii securiști a Bancorex, o țeapă de miliarde pe care tot noi proști am plătit-o. Presa a scris că Păunescu de unul singur a dat o țeapă de 189 de milioane de dolari, practic la vremea aia valoarea imobiliară a unui cartier mărișor din București. Mai clar, Ciutacu, un absolvent de inginerie mecanică cu experiență foarte dubioasă la ofițuică de sport, ajunge jurnalist pe politică la un ziar controlat de una dintre cele mai toxice și securiste familii de afaceriști din România. Ziarul era cunoscut prin faptul că era practic o portavoce a foștilor securiști deveniți peste noapte capitaliști, chipurile oameni de afaceri. Ciutacu are tupeul să prezinte asta ca fiind o chestie de meritocrație, căci el e un geniu și nu un lingător de dosuri de securiști și smardoi mediatic pentru adversarii acestora. În 1998 pleacă de la Păunești și trece la redacția Adevărul pentru 3 ani. Angajarea la Adevărul pare să fi fost facilitată de Hrebenciuc. CTP, șefului de atunci, repet, îl consideră pe Ciutacu un cretinet. În 2001 este dat afară de la Adevărul, spune el, pentru că și-ar fi băgat nasul prea tare unde nu trebuia și l-a deranjat pe același Hrebenciuc. Nu a spus în ce anume și-a băgat nasul. Jurnalist de adevăr, ateleamă, nu trompetă. Jurnaliști din aia dețin secretele lui Nea Viorel, cum îi zice el pușcăriașului de Hrebenciuc. Ciutacu a spus repetat că pe el a scos din foame slujba la stat. Când mi-a făcut vânt domnul Popescu Păscări împreună cu domnul Tinu, Dumnezeu să-l odihnească, și am ajuns consilier de ministru dintr-o întâmplare și dintr-un gest de mare bun simț al unui om care s-a dus, Ovidiu Mușetescu. Ei bine, în alt interviu, versiunea e un pic diferită, căci omul își amintește ce vrea și când vrea, ca orice om integru. Am intrat unde nu trebuia la dracu, să mă iată, eram curios, te-am ajuns curios, dornic de glori. Și ai ajuns la... Păi am ajuns la privatizare, la... tot pe mâna lui, nu la PSD, nu, am ajuns la guvern. Mușetescu era... Bună, dar el a luat putere. Păi de-aia era la putere și tot pe mâna lui Hrebe am ajuns. Deci e clar, da? Omul a recunoscut în fapt că a fost pus de Hrebenciuc acolo. La privatizare a fost pus, unde s-au dat cele mai mari bombe în perioada aia. Da, da, Ciutacu s-a scos din foame lucrând în timpul celui mai corupt guvern, guvernul Năstase, într-unul dintre cele mai nenorocite de corupție locuri, Ministerul Privatizării, fiind de-a dreapta unui tip super dubios care a murit în timp ce DNA-ul deschisese un dita mai proces în ceea ce privește privatizările îndoielnice ale unora dintre cele mai mari întreprinderi de stat, care au trecut, să vezi minune, în mâna rușilor. Pus acolo de tartorele corupției din PSD Viorel Hrebenciuc. Ce-i lipsa unui jurnalist prieten al sistemului dornic să relateze adevărul de dragul națiunii? Păi niște zinecuri. A fost, cum era și firesc, pus și în consilii de administrație că nu se putea altfel. Păi cinste și meritocrație, mă! Ce căuta un jurnalist șomer, fusese dat afară de la adevăr, într-un consiliu de administrație, într-o industrie despre care habar nu avea? Astea sunt întrebări la care nu avem răspuns, pentru că nimeni, la niciunul dintre interviurile date de Ciutacu, nimeni nu a îndrăznit să-l întrebe. Nu numai asta, dar și în aprilie 2006, băi, 5 ani mai târziu, Ciutacu apare în același Consiliu de Administrație, deși el, chipurile, era pe atunci jurnalist independent de mai mult de un an și jumătate. GSSA, unde Ciutacu a fost în conducere, este una dintre întreprinderile de stat care ar putea fi studiu de caz pentru corupție. Cel mai mare producător de
geamuri din România în 2006, singurul producător de geamuri termopane, a fost băgat în faliment prin vânzări aiurea, vânzări aprobate de Consiliul de Administrație în care domnul Ciutacu era reprezentant. Ambele vânzări, cea din 2004 și cea din 2006, au fost făcute către niște mafioși super dubioși, foarte solid legați de fosta securitate. Abia în 2007 Ciutacu părăsește Consiliul de Administrație, firma fiind băgată în faliment, coincidență, tot în 2007. Totuși omul își amintește că în 2004 era silă de stat la stat. Era silă, bre, de stat. Gat, terminase cu el. Au fost 3 ani de zile în care n-am putut să-mi obișnuiesc cu sistemul de stat. Am rezistat strângând în minți, nu m-am mai suportat eu pe mine acolo și am decis că orice ar fi, mă întorc în presă. Și cel care mi-a deschis ușa întorcerii a fost Marius Tucă. În 2004 a început să lucreze cu Marius Tucă, care l-a făcut redactor șef la Jurnalul Național, unde patron era Dan Voiculescu, și avea contract și cu Vântul la Realitatea TV, unde făcea pe analist. Deci, practic, era angajat și la Vântul și la Voiculescu. Căci noi avem presă independentă, mă, și nu tonomate care răspund la comenzile infractorilor. În perioada aceea apare de multe ori invitat la antene, prezentat ca analist politic. Omul era în același timp consilier al ministrului Codru Sereș, din decembrie 2004 până în martie 2005. Deci, într-un conflict grozav de interese. Am fost rugat, presat, împins cu picioarele în spate, din interiorul trustului intact, să mă duc să-l ajut pe Codru Sereș. Pe Codru nu-l întâlnisem în viața mea în viu. Au făcut predarea, primirea în mod festiv și domnul Sereș a anunțat că în stânga lui stă primul lui consilier, cel care va gestiona activitatea tuturor societăților din energie din România. Băi, la Sereș, da? Sereș. Un acoperiș super dubios care, desigur, a lucrat pentru Dan Voiculescu, fiind inclusiv vicepreședintele Partidului Turnătorului la Securitate și care a sfârșit prin a fi condamnat la închisoare pentru trădare, divulgare de secrete și corupție. În ceea ce privește privatizările în industria băieților deștepți din energie. Potrivit DIICOT, fostul ministru al economiei, Codru Sereș, a căutat sprijin pentru menținerea în funcții prin intervenții la nivelul principalilor operatori de pe piața țițeilor și gazelor, după ce s-au făcut publice condițiile nefavorabile în care România importa gaze naturale de la Gazprom, rușii de la Gazprom, ca să fim clari. Ei bine, să vedem în ce consilii de administrație a fost numit Ciutacu, din nou, om cu zero experiență în domeniu. Da, vicepreședinte la Daewoo Mangalia, portul la Uriaș și la Nuclear Electrică. După perioada în care a fost în ministerul care supraveghea activitatea celor mai nenorociți băieți deștepți, o parte dintre ei, membri ai clubului de la Monaco, o să vedeți de ce este asta relevant, Ciutacu este luat de Mihai Gâdea în televiziune. Da, bre, de doctor în istorie, Miăriță Gâdea. Singura facultate pe care pare să o fi terminat Mihai Gâdea este o facultate adventistă în anul 2000. Mihai Gâdea avea 22 de ani în 1999 și, în concluzie, nu avea cum să obțină un doctorat în istorie sau să fie înscris la doctorat în 1999. Gâdea, mă! Ăla cel împrumutat de turnătorul Voiculescu cu 250.000 de euro. În 2013 pleacă de la Voiculescu, se duce la Ghiță, pentru că îi dădea mai mulți bani, spune Ciutacu. Care este cel mai mare defect al dumneavoastră? Că spun ceea ce gândesc, că fac ceea ce promit. Da, cel mai mare defect al lui e când spune ceea ce gândește și când face ceea ce promite. Nu e sonat. Dar să revenim la clubul de la Monaco, cu care Ciutacu are niște legături foarte solide. Cei mai faimoși oameni ai clubului de la Monaco, Dan Adamescu, condamnat la 4 ani și 4 luni de pușcărie pentru mituirea unor judecători, a murit în pușcărie, Puiu Popovici, aici în poză cu favorita domnului Hrebenciuc Junior și a domnului Ciutacu, Bănuța, o fătăloaică neinternată. Puiu Popoviciu e generele altui tărtore comunist, Chion Dincă, unul dintre cei mai importanți oameni din jurul lui Ceaușescu. Puiu Popoviciu a fost condamnat la 9 ani și scăpat de rețelele nesecuiste de profesioniști din justiție și serviciile secrete. Domnul Videanu, Bebe Ivanoviș, Dan Drăgoi, fost general și tată de ministru de finanțe, sunt și ei pe acolo, cum sunt și amici ai domnului Joană, despre care vom avea un alt episod aici. Dragoș îmi este prieten, îmi este un prieten de familie, ne-am întâlnit la Monaco de mai multe ori, unde am fost de fiecare dată pe banii mei și ai familiei mele, am băut șprițuri cu grupul de la Monaco, cum i-au denumit ăștia, fals, dacă mă întreb pe mine, dar asta e altă discuție. Hai să vă povestesc cine este Dragoș Dobrescu. Un milionar extrem de discret și de neacoperit și el a acuzat de DNA că în 2013 a pretins 1 milion de euro de la directorul Astal din România pentru ca să-l mituiască pe primarul Mănescu, soțul doamnei Mănescu, care a fost ministră în guvernul Dăncilă și o foarte apropiată de serviciile noastre cele șmechere. Sigur, Ciutacu pe vremea aia a ocupat foarte agresiv în dos pe doamna Mănescu.
Dragoș Dobrescu este și norocosul care închiria sediul pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe când ministerul era condus de Rovana Plumb. Ține o pupă ancur pe Rovana Plumb la acel moment? Ține, credeți? Victoraș, desigur. Hai să vedem ce fel de cimilituri, că întrebări nu prea erau, îi punea Ciutacul doamnei Plumb la un interviu. Deci cât câștigă pensionarul practic, în câtă vreme? Sunt promisiuni extrem de importante. O știm deja, ați majorat pensiile cu mult mai mult decât prevede legea. Pensiile ocupaționale ar putea fi luate în calcul din 2016. Doamna Rovana Plumb, câte pensii medii din România se plătesc din șpaga de 16 milioane pe care și-a asumat Dorin Cocoș? Toate știrile de pe site-ul României TV despre Rovana Plumb sunt niște pupincurisme vomitive. Nu ne credeți? Vedeți aici titlurile ca să vă doară capul. Doar nu credeți că asta se întâmplă pentru că PSD-ul băga masiv bani în tonomatul de la România TV. Multe, multe milioane de euro, ca să fim clari. Ei bine, în ciuda tuturor celor de mai sus, nevoma asta se prezintă a fi justițiar. Da, bre, Ciutacu, e cu dreptatea, cu cinstea în gură. Andreea Esca, Simona Halep, Văru Săndel, Victor Rebenciuc, Rulcian Mândruță. Sunt doar câțiva dintr-o dita mai listă de caractere mizere care s-au înhămat la căruța terorii de stat. Da, ați auzit bine. Cam același lucru l-a spus și despre David Popovici. Da, mă, omul care lingea necondiționat pe Oprescu, cel care zicea că mai bine Oprescu ai făcut viol cu tâlhărie sau omor din culpă, că e aberant că a fost condamnat. Ciuta acum, lingător în dos al unora dintre cei mai infect și penal politicieni ai noștri, are tupeul ăsta infinit să vorbească de caractere mizere. Ne aflăm în cabinetul doctorului Sorin Oprescu și profesorul universitar Sorin Oprescu, pe care îl și salut cu această ocazie și mulțumesc că ne-a deschis din nou ușa. Ce știți că aici veniți la oameni, la prietenilor, la dușmani, poporul. Stricați emisiunea de la început. Hai să o facem bună de la început. Da, omul care riscă să-i strice emisiunea lui Dragnea. Nu emisiunea lui, a lui Dragnea, ați auzit bine, da? Dragnea știa foarte clar că dai un ban, dar stai în față. Clientul nostru, stăpânul nostru. Avem doi domni extrem de respectați și de respectabili, domnul Pileanu și Chiria, care ar dori să vă adreseze și ei câte o întrebare, domnul președinte, în contextul ăsta încordat, în care dumneavoastră păreți cel mai vesel și cel mai relaxat dintre toți. Dar nu, eu sunt un pozitiv. Da, Pileanu și Chiriac, doi oameni foarte respectați. Ce să mai zici? Spumă, numai unul și unul. Unul acuzat că e prădător sexual, altul turnător la securitate, unul cu sondaj la comandă, unul dat afară din tagma jurnaliștilor pentru că era prea infect până și pentru nivelul jurnalismului de la noi. Marian Vanghelie a fost un alt apropiat al domnului Ciutacu, mai ales în vremea în care Vanghelie era pe cai mari la PSD. Ora 22, Victor Ciutacu, Marian Vanghelie. Prima apariție la România TV după eliberarea din beciul domnesc și nașterea fetiței. Ce planuri politice are, dar și cum își pregătește relansarea pentru a redeveni primar. O ediție incendiată. Marian Vanghelie este cel care l-a rezolvat pe Ciutacu cu un apartament pentru tineri săraci, în care el declară că locuiește și pentru care plătește o chirie de torâsul de sub 30 de euro pe lună. După ce Vanghelie a fost dat afară din PSD, Ciutacu a întors buze armele am vrut să zic. Clipul ăla celebru în care îl înjura Vanghelie pe Joana a apărut la Ciutacu pe blog și cel mai probabil a fost filmat de Ciutacu. Sunt drăguțite, că am cica, care mă gândesc defecte, dar e vorba de când te uiți în oglindă dimineața, înțelegi? Cum mă zic una și mă zic, aoleu, voi sunteți mai tari, sunt mâine cu voi. Cum dracu, mă, frate, mă, eu am fost pe bulevard vagabond, ăștia, uitat la facultate și n-am învățat nimic, dar-i dracu de idioți. Pe cuvântul meu, doamna, n-am învățat nici bunele, principiile elementare ale bunului simț, n-am învățat nimic. Nu numai asta, dar legătura dintre denunțătorul Vanghelie și Ciutacu a fost și ea documentată bine în presă. Fac și eu ca Tuduse, că m-am uitat la înregistrarea ta cu Tuduse, în care presa era de vină pentru orice îl întrebai. Așa fac și eu. Presa e de vină. Nu locuiam în luxosul penthouse. Penthouse-ul respectiv nu aparține familiei Ciutacu, aparține unei companii pe care o administrează și o deține în proprietate de 100%, ilustra mea soție, care a decis să se facă antreprenor după ce n-a mai avut loc politic, cum ți-am spus, de două ori în viața asta la locurile ei de muncă. Aia este o firmă, nu este o casă. Greu de atins o limită mai sus a infectului. Deci nu locuiește acolo pentru că nu e proprietatea familiei, ci a firmei deținută în totalitate de familie? Bă, ăsta ar fi în stare să zică că el nu a luat mită, ci doar corpul în care locuiește a primit niște bani pentru a facilita interese de afaceri legitime și legale. Și băi, penthouse-ul a fost cumpărat în 2012. Firma soției există din 2010. Cum și-a permis firma să-și cumpere un apartament de 200.000 de euro când profitul firmei a fost de sub 6.000 de euro în cei 2 ani de activitate? E o întrebare cât se poate de logică pe care însă iarăși nu o pune nimeni.
Soția a terminat Politehnica și a fost dat afară de două ori politic, zice Ciutacu, deci a lucrat la stat. Să fii dat afară dintr-o slujbă la stat, mai ales dacă ești bun la ceea ce faci, e foarte improbabil. Totuși, minunea e că afacerile soției sunt exact în domeniul în care activează Ciutacu. Adică activități în domeniul relațiilor publice și comunicării. Mă, pentru o absolventă de mecanică, nu e cumva o contorsionare profesională? Vă vedeți că nu am zis că prin firma soției ăsta își încasează mita, Doamne ferește! Și hai să vedem un pic și lupta lui Ciotacu împotriva sistemului, chipurile. Și într-o situație oarecum similară a fost fostul judecător și secretar de stat, mă scuzați, din Ministerul Justiției Ovidiu Puțură, care a avut parte de un proces nedrept, incorect și care a semănat mai mult cu o execuție politică. Dirijarea premeditată a acestuia pe celebrele culoare, mai întâi cel media care i-a desfințat imaginea, apoi cel la justiție care l-a băgat la pușcărie pentru 5 ani, au distrus practic un om și o carieră. Să vă povestim un pic despre domnul Puțură Ovidiu. Unul dintre oamenii foarte atenți, linși de Ciutacu sub pretextul că acesta ar fi fost o victimă a statului paralel. Om condamnat pentru mită la 5 ani de închisoare, fost secretar de stat, judecător și acum om de afaceri prosper. Al cărui prieten de la SRI i-a arătat chipurile, lista cu viitorii condamnați și anii pe care aceștia îi vor primi. Cum se face că SRI-istul ăla, a cărui existență sigur nu o chestionăm, ar fi riscat să se fi dus în fața tribunalului militar pentru un nene ajuns cunoscut prin indiscrețiile sale, cum ar fi luarea de mită în favori sexuale. Nu a fost o chestie care să-i se pară ciudată marelui jurnalist și deloc spălător de cadavre politice, Victor Ciutacu. Desigur, vrăjala lui Puțură a fost atent promovată și de Antena 3 și Realitatea TV, că doar nu credeți că degeaba aceiași oameni se plimbă la cele trei televiziuni controlate de foști pușcăriași sau condamnați și fugiți. După eliberare, Puțură a devenit șef de partid politic la Bistrița. Care partid? Partidul Umanist, emanația unui pușcăriaș celebru, turnător la securitate și mogul de presă. Om pentru care a lucrat mulți ani domnul Ciutacu, domnul Dan Voiculescu. Nevasta lui Puțura era o profesoară foarte influentă în sistemul învățământului din Bistrița și harnică rău, cu două locuri de muncă la stat, dar în același timp era și femeie de afaceri. În 2008 își deschide o afacere cu domnul Sidor, care acum are o firmă cu numeroase contracte, cu acordare directă, adică cu dedicație, cu instituții de învățământ din Bistrița. Stați că nu e tot. În septembrie 2015, doamna Puțura primește jumătate din afacerea unuia dintre cei mai celebri mafioți, promovați foarte agresiv de Antena 3 și România TV, fostul colonel SRI Dragomir, condamnat la pușcărie, dar și el fugit, ca și patronul domnului Ciutacu, Sebastian Ghiță. Ambii niște mafiosi niștri cu super legături cu securiștii cei mai influenți din România și cu firme izraeliene mega dubioase de spionaj. Daniel Dragomir, nașul de economia Laurei Vicol, faimoasă prin relațiile ei cu interlop celebri și cea pe care PSD-ul cu PNL-ul au pus-o șefă la Comisia Juridică. Ține, e un prieten drag al doamnei Vicol și jurnalist de excepțional? Cine altcineva decât Victor Ciutacu? Ține, făcea episoade de promovare agresivă a domnului Daniel Dragomir? Același victoriaș. Dar să revenim la nevasta lui Puțura. Ce căuta o profesoară mediocră din Bistrița să fie asociată cu unul dintre cei mai mari mafioși veniți din SRI într-o firmă din București? Desigur, faptul că soțul era secretar de stat la Ministerul Justiției și că Daniel Dragomir avea probleme uriașe cu justiția, e o coincidență, mă. Așa cum e coincidență că acum domnul Puțura, după condamnare, este patron al acestei firme. La fel ca și în cazul lui Puțura și mesajul lui Dragomir a fost atent promovat și de Antena 3 și de domnul Ciutacu. Domnul Dragomir a anunțat că vrea să vorbească și că e dispus să răspundă oricărei întrebări pe care o vom pune noi, fără să avem teme prestabilite, așa că încep direct să rănește ceva apucătul. Am ajuns la punctul în care vorbeați despre persoane din media care erau, cum să le spunem? Uneltele lui Coldea. Uneltele lui Coldea. Asta cu uneltele lui Coldea e chiar haioasă. De ce? Pentru că Coldea s-a dus la Ciutacu la emisiune, unde pare că s-ar fi simțit foarte bine. Ați jucat fotbal, sunteți tânăr. O să discutăm despre problemele de antiterorism și despre una dintre emisiunile, până urmă, încununate cu succes ale dumneavoastră, cea cu faimoșii răpiți din Irak. Ale serviciu. S-a părut în Guardianul cu o poză, cu cagulă de la întoarcerea lor. Și Ciutacu părea foarte în apele lui, ca orice imaculat din presa noastră cinstită. În momentul când fiul meu a fost agresat, am fost în stare să pun mâna pe telefon, să-l sun pe temutul general Coldea în funcție la momentul respectiv. Nu astăzi, ăla pe care îl scuipă toți golanii la Antold și care îmi răspundea pe lumea respectivă la telefon și căruia i-am spus atâta, dacă au făcut-o, ai tăit-o mor cu mâna mea. Mai clar, un jurnalist îl sună pe cel mai puternic om din serie,
Ăla îi răspunde și Gariciu ăsta îl amenință cu moartea. Și nu, nu există nicio consecință la chestia asta. Pentru ce l-amenință? Băiatul meu de 14 ani, împreună cu prietenii lui, au fost opriți astăzi pe stradă, în centrul capitalei. Au fost legitimați, percheziționați, jigniți. Băiatul meu a fost făcut mincinos de către unul dintre jandarmi. Au fost confiscate două marcare din buzunar, marcare plătite de taxul, aici de față. Și anunț-o pe domnii jandarmi și pe domnul ministru Victor Berca. Că aștept un răspuns oficial. Voi face și o scrisoare oficială domnului ministru Berca. Și aștept oficial un răspuns de la jandarmerie și de la domnul ministru Berca. Cu numele celor patru jandarmi împotriva cărora vreau să fac plângere și cu rezultatele unei eventuale anchete dispuse de șeful jandarmeriei sau de ministrul de interne. Îi anunț public pe domnii jandarmi, pe domnul ministru de interne, pe șeful SRI, pe șeful SIE, pe cine vor, că din când în când voi trece prin preața universității cu buzunarele pline de marcare. Deci băiatul unui jurnalist e percheziționat cum au fost probabil mii de adolescenți pentru că au scris sau sunt bănuiți că au scris niște măscări pe ziduri prin centru. Adică o chestie care se întâmplă aproape în fiecare zi. Asta a fost tot. Ei, pentru asta Ciutacu vrea să-i dea raportul ministrul justiției, șeful jandarmeriei, șeful SRI și șeful SIE și la amenință cu moartea pe generalul cel mai important din SRI. Cum face orice părinte de rând pentru drazla sa? Fiți atenți! Asta merită să o vedeți! Vă prezentăm aici, regii stau la masă, vă dăm pe zic, vă dăm pâine și circ, pâine nu vă dăm, avem doar circ, Nici. Ciutacu a fost tot timpul disperat să fie și el în gașca șmecherilor mari. Pentru asta a lins fără ezitare dosurile acestora. Ciutacu a declarat de nenumărate ori cât de bun prieten este cu Beizadea, uneia dintre cei mai nenorociți conducători comuniști, responsabil pentru represaliile comuniste. Bufonul tupei Serghei Mizil face parte din rețeaua băieștilor foștilor lideri comuniști, cu Sorin Oprescu, Mădălin Voicu, Gino Iorgulescu și Columbeanu. Oana Mizil, fostă deputată și nevasta lui Marian Vanghelie, este nepoata lui Serghei Mizil. O gașcă de șmecheri senzațional de bine promovați de presa controlată de fosta securitate. Ei bine, Ciutacu bălește după recunoașterea lor. Și hoțul neprins e negustor și știți. Cine e hoț și nu-l prinde, are tot ce vrea. Cine e hari și muncește, are vrea. Da. Cât timp am documentat episodul ăsta, ne-am tot întrebat cine paștele tuturor mortăciunilor de la haznalele noastre TV se crede în asta. Nu pe bune. Băi, Ciutacu este o absolută nulitate în orice domeniu cu excepția dejecțiilor mediatice. Un golănaș obsedat să fie băgat în seamă de golanii aia mari pe care îi invidiază cu spume. Ciutacu nu a lăsat și nici nu va lăsa nimic în urma lui în afară unor dâre slinoase de excremente verbale, fie linsături, fie linșaje. Facultatea de jurnalism ar avea nevoie și ea de un jurământ, unul care să cuprindă îndatoririle morale ale unui jurnalist. Propun numele jurământului anti-ipocrit sau jurământul anti-Ciutacu, că tot aia e. E imposibil să crezi că toate canalile astea care i-au intermediat parcursul profesional lui Ciutacu au făcut-o pentru că ăsta e un jurnalist și nu un canal. E la fel de naiv să crezi că șleachta din jurul lui Ciutacu e formată din oameni de bună credință care accidental au căzut în groapa cu șpăgi, contracte cu statul, servicii și mult că Ciutac, am vrut să zic. Și doar s-au murdărit un pic. Domnul Ciutacu, hai sictir mă trompetă.